Dragi prieteni, am ascultat astăzi la ședința biroului permanent informațiile cu care a venit domnul prim-ministru interimar, dar și secretarii de stat de la Ministerul Finanțelor și cel al Sănătății. Ulterior, biroul executiv al Partidului Democrat s-a întrunit în ședință. Am discutat atent informațiile și iată care sunt concluziile și propunerile noastre. În primul rând, din câte am auzit, situația în țară este mai proastă decât am crezut. Numărul de noi cazuri de COVID crește de la o zi la alta, la fel ca și numărul celor care pleacă din viață din cauza acestui virus. În fiecare oră moare câte un om. Până acum am pierdut peste 4.000 de oameni în luptă cu acest virus. Oameni dragi, colegi, medici. Din informațiile auzite, de la 30 la 40% avem lipsă a cadrelor medicale. Dacă mergem în tipoul în care ne-am pornit cu vaccinarea, o să vaccinăm 50% din populația abia în 2024. Am făcut un exercițiu și dacă ne propunem în 4 luni de zile să vaccinăm 50% de populație, asta ar însemna că capacitatea noastră trebuie să fie de administrarea 33.000 de vaccinuri pe zi. Referitor la starea financiară, pentru mine este foarte clar că fără împrumuturile externe, și aici este vorba de Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană, dar și Banca Mondială, care urmau să acopere deficitul bugetar aprobat în bugetul pentru anul acesta, nu vom rezista până la sfârșitul anului. Pe de altă parte, asistență nu vom putea primi până când nu vom avea un guvern funcțional. Ce vedem în stradă? Nimeni nu este sancționat pentru încălcarea restricțiilor impuse de către guvern. Avem concerte la orhei și nimeni nu este sancționat pentru că organizatorii probabil sunt la guvernare. Abia zilele trecute am văzut o intervenție a poliției într-un club de noapte, adevărat focar pentru COVID. Personal a mers pe 8 martie la Piața de Flori și am văzut îmbulzeală extraordinară, nici vorbă de distanță socială. Am văzut acolo inspectorii fiscali care se îngrijeau să fie bătute bonurile de casă, dar în schimb nu am văzut niciun polițist care să asigure respectarea restricțiilor impuse de guvern. Este luna martie și în discuțiile cu reprezentanții guvernului am înțeles că încă nu este o decizie în privința bacalaureatului. Acesta este tabloul cu care ne confruntăm astăzi. Pe de altă parte, care este în acest răstimp reacția conducerii țării? Ce am auzit noi, de fapt, în spațiul public toată săptămâna trecută? PASOK și socialiștii nu pot împărți sau decide cine totuși este responsabil de situația din țară. Pe de o parte, fotografii cu vaccinul venit din România și-au făcut cei de la președinție, dar iată că dacă e vorba despre procesul de vaccinare, atunci toți se spală pe mâini. Cine este responsabil de faptul că sâmbătă, duminică, luni am avut administrate zero vaccinuri? Cei care și-au făcut poze la venirea vaccinului sau cei care au guvernul și implicit Ministerul Sănătății, în funcție de cum le convine, ambii își asumă pe rând și doar ceea ce le convine. Și de o parte și de cealaltă, declarații și comentarii în studiourile TV, PSRM vine cu ultimatumuri inutile, amenințări și fake news-uri, care vin doar să escaladeze situația. De cealaltă parte, PASOK se preocupă de cine și cum a cumpărat telefonul, de retragerea ordinelor, de covoare, de flori, de condriță. Acestea sunt prioritățile președinției. Când vin pensiile de 2.000 de lei și dublarea numărului de teste la COVID? Acestea au fost promise în campania electorală. Un alt subiect mult discutat este culoarea vaccinului care vine.
Președinția ne spune că Pfizer nu vine în Moldova pentru că sistemul de justiție e prost. Iar în câteva zile tot președinția anunță că vaccinul de la Pfizer va veni în Moldova. Pe semne că justiția s-a reformat între timp. Socialiștii fac propagandă pentru Sputnik și iarăși împart oamenii pe baricade. Acest virus nu alege între ruși, români, europeni sau americani. Îi afectează pe toți. Iar politicienii, decât să ațâțe focul și ura în societate, ar face bine să comunice alegătorilor despre necesitatea vaccinării. O țară întreagă este o statică unui ping-pong de declarații între doi actori. O zi ascultăm ce a spus Maia Sandu într-un spot video filmat la președinție, altă zi ascultăm ce a spus Dodon în emisiunea filmată deja la sediul PSRM. Până când? Ce trebuie să se întâmple ca să ne apucăm de treabă? Câți oameni trebuie să mai moară răpuși de COVID? Când ieșim din această criză și care e soluția? Casa arde, dar acești doi actori caută cine a dat foc la casă. Eu vreau să vă spun că în asemenea situații mai întâi trebuie destins focul, pentru că altfel riscăm să ardă casa în temelie. Și doar după aceasta trebuie să căutăm vinovați. Aceste discuții polemici între actorii politici, din punctul nostru de vedere, sunt o ofensă față de această țară, față de cetățenii noștri. Ele înseamnă lipsa totală de responsabilitate din partea celor care gestionează treburile în stat. Unii ne spun că soluția sunt anticipatele, alții că ne va salva guvernul Durleștean. Acum o să vă spun în calitate de ex-prim-ministru, care a gestionat o singură criză. O asemenea abordare este absolut greșită. Nu poți spune că un guvern sau anticipatele sunt soluția atâta timp cât încă nu ai identificat și ai spus clar care sunt problemele. Atât alegerile anticipate cât și identificarea unui guvern funcțional sunt mijloace prin care putem să rezolvăm problemele oamenilor. Nu trebuie depus căruța înaintea boilor. Partidul Democrat a analizat situația și problemele oamenilor și vine cu un set de măsuri pe termen scurt. Dacă vreți o listă de priorități urgente, care trebuie realizate în următoarele câteva luni, astfel încât oamenii și țara să supraviețuiască. Vă prezint în continuare, pe scurt, planul nostru, care are 4 puncte. 1. Pandemia COVID. Cea mai mare problemă e pandemie. Cel mai important lucru este gestionarea eficientă a acestei crize pandemice și evident că ieșirea din această criză va fi doar atunci când vom avea asigurată vaccinarea a 70% din populație. Deci, prioritatea zero este organizarea unui proces eficient de vaccinare. Numai așa vom putea reveni la viața de dinainte de pandemie. Identificați voluntari, implicați spitale private, implicați militari pentru a organiza spitale de campanie, solicitați ajutor și asistență de la alte țări care au reușit. Dar asta trebuie să fie cel mai important lucru acum. Nu există altă problemă mai mare. Drumuri, justiție, corupție, mediu, toate cad pe planul 2. Cea mai importantă e sănătatea oamenilor noștri. Noi, politicienii, când ne trebuie să fim votați la alegeri, organizăm acest proces astfel încât într-o singură zi reușesc să voteze peste 1 milion de oameni. De ce nu ar fi posibil să organizăm astfel și procesul de vaccinare? Avem medici de familie, se poate deconstrui o rețea, repartizați aceste vaccinuri astfel încât acest proces să fie cât mai eficient. Punctul 2 din acest plan, grija față de oameni. Inflația mică din anul trecut nu va permite indexarea pensiilor. Există un proiect de acordare a unui ajutor de Paște de 1000 de lei după modelul ajutoarelor de sărbători lansate de Partidul Democrat. De ce nu să venim cu acest ajutor unic de 1000 de lei încă o dată de la 1 iulie?
Trebuie să regândim felul în care au fost alocați banii în buget și în prim plan să ajutăm oamenii să treacă peste această perioadă complicată, mă refer la salarii, pensii, ajutoare de șomaj, indemnizație, etc. De ce nu să oferim o indemnizație de reabilitare celor care au fost infectați cu COVID? Noi cunoaștem costurile care le suportă acești oameni. Să oferim asistență concretă mediului de afaceri ca să treacă peste această criză. Mă refer în special la sectoarele care au fost cel mai tare afectate. 3. Asistența externă și sustenabilitatea bugetului. Acordul cu Fondul Monetar Internațional. E vorba de 558 milioane de dolari pentru o perioadă de 3 ani, bani de care țara noastră are nevoie urgentă, desigur. Asistența financiară va fi utilizată pentru relansarea economiei Republicii Moldova și depășirea consecințelor pandemiei COVID-19, precum și pentru implementarea unor reforme instituționale. Desigur, pentru asta va fi nevoie de îndeplinirea condițiilor, inclusiv numirea viceguvernatorilor la Banca Națională, dar și abrogarea proiectelor ridicole votate la sfârșitul anului trecut, mă refer aici la anularea legii miliardului, anularea reformei pensiilor. Acordul cu România. Moldova riscă să piardă 60 de milioane de euro din grantul de 100 de milioane acordat de România prin acordul semnat încă în 2010 și asta dacă guvernul nu va semna până în luna aprilie protocolul adițional necesar. Asistența Uniunii Europene. Este vorba de 100 de milioane de euro. Pentru aceasta trebuie modificată legea ANI, strategia de recuperare a miliardului să fie aprobată, amendarea Constituției la capitolul CSM. Partidul Democrat va insista pe îndeplinirea tuturor condițiilor pentru a obține acești bani. Mai avem timp până în august, pentru că acest ajutor expiră în septembrie. Și punctul 4, pregătirea pentru anticipate. Evaluarea și modificarea după necesitatea sistemului electoral, ajustarea la necesitățile de astăzi a sistemului electoral, asigurarea votului, de ce nu, în perioada de 2 zile, luând în considerație această pandemie. Stimați prieteni, toate aceste 4 puncte din planul prezentat care necesită rezolvare urgentă pot fi realizate doar cu un guvern funcțional. Pe de o parte, noi înțelegem și poate împărtășim ideea de alegeri anticipate, pe de altă parte avem o chestiune de supraviețuire. E vorba de oameni, unii care mor, alții care se îmbolnăvesc și la ei trebuie să ne gândim în primul rând. Am propus un plan pe termen scurt, absolut necesar și concret. Nu am vorbit despre reforme profunde care durează și care, desigur, că sunt și ele necesare. De aici vine propunerea Partidului Democrat. Invităm partidele politice autentice din Parlament la dialog. Ne întâlnim și dacă găsim numitor comun, dacă toți împărtășesc acest plan prezentat de noi, care desigur poate fi îmbunătățit la propunerea colegilor, elaborăm o foaie de parcurs care în linii mari ar însemna 1. Votarea unui guvern funcțional cu mandat clar și limitat. 2. În termen de 1 lună, guvernul să vină în Parlament cu toate proiectele indicate în acest plan sau rectificările necesare. 3. După realizarea acestui plan, adică peste 1 lună, conform unei înțelegeri între formațiunile politice din Parlament, Parlamentul nu se mai întrunește în ședință timp de 3 luni de zile. Urmează punctul 4, dizolvarea constituțională a Parlamentului și 5, în 2 luni de zile, organizarea alegerilor parlamentare anticipate. În toată această perioadă, vreau să atrageți atenția că vom avea un guvern funcțional plenipotențial și procesul de vaccinare bine pus la punct. Pe de o parte, mergem la alegeri parlamentare anticipate, pe de altă parte, ajutăm oamenii și țara să depășească această criză.
Eu vă mulțumesc.